Negocierile de aderare la Uniunea Europeană vor fi deschise în acest an, susține vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi. Dar mai întâi Comisia Europeană trebuie să facă o evaluare a modului în care au fost realizate cele 9 condiții de obținere a statutului de țară candidată la aderare. Acest statut este practic un cec în alb, însă deschiderea negocierilor trebuie să arate că așteptările UE au fost confirmate, a explicat vicepreședintele Parlamentului. Și odată ce vom începe acest proces și noi suntem încrezători că ne va reuși în acest an, atunci, odată ce este deschis, negociat și închis un capitol de negocieri, Republica Moldova și cetățenii țării noastre vor putea să beneficieze în mod nemijlocit de prevederile acelui capitol, fie că e vorba de digitalizare, fie că e vorba de agricultură, fie că e vorba de piața comună. Aceste beneficii vor fi cât se poate de tangibile pentru cetățenii noștri. Mihai Popșoi a lansat la Parlament carta Europenizarea versus Democratizarea în Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Lucrarea este de fapt teza sa de doctorat la Universitatea din Milano, pe care a încheiat-o la sfârșitul anului 2021, înainte de invazia rusă și de obținerea statutului de țară candidată. Semnul de contradicție între europenizare și democratizare, două noțiuni complementare de altfel, pune accentul pe faptul că procesul de integrare europeană nu trebuie să fie unul declarativ de fațadă. Democratizarea este importantă pentru noi ca stat să ne dezvoltăm. Europenizarea este un model. Este un model extrem de important, este ceea ce pretindem, fiindcă și atât valori cât și ca aspirații. Noi facem parte din cultura și familia europeană și vrem să facem parte și din procesul politic. Să ne democratizăm, să creăm instituții funcționale, pentru ca procesul nostru de integrare europeană, procesul nostru de europenizare să aibă loc. Și iată, asta am dorit și domnului de Popșoi, ca să aibă suficient timp, peste câțiva ani, 10 ani eventual, să revadă această carte prin prisma noilor procese care au loc în Republica Moldova și să vadă dacă totuși e posibil de făcut acest semn de egalitate pentru Republica Moldova. Anul trecut, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată. La doar 3 luni de la semnarea cererii de aderare, șefii de state și guverne ale Uniunii Europene au susținut unanim propunerea Comisiei Europene, care a făcut și 9 recomandări. În linii mari este vorba despre accederea în sistemul judiciar a persoanelor integre și despre eliminarea influenței oligarhice din viața publică. În primăvară, Comisia trebuie să-și prezinte concluziile. Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi estimează că negocierile vor fi deschise în a doua jumătate de an.